Am primit astăzi în jurul prânzului demisia de la domnul director Ungureanu. Domnia sa a menționat motive personale și nu am informații suplimentare, însă având în vedere că SIE trebuie să lucreze permanent și să fie permanent în pregătire pentru a interveni în orice situație. Mi s-a părut important să reacționez foarte repede, așa, dar imediat ce am primit această demisie, am acceptat-o, am comunicat că am acceptat-o și în continuare serviciul va fi condus interimar, sigur, până când se deplinesc toate procedurile birocratice de generalul Silviu Pavonțu, prim adjunctul directorului, până astăzi. Când v-ați